pe hârtie, la cum au arătat ultimele partide, iată-și pe Crina Pinte aici cu numărul 11, HM Baia Mare pleacă cu prima șansă, chiar dacă joacă în deplasare. Repede, cum arată clasamentul acestei grupe 1 principale? O grupă de 6, din care merg mai departe în faza sferturilor de finală primele 4. Rostov-Don are 10 puncte, echipa pe care am întâlnit-o și în faza grupelor preliminare. Este singura echipă care n-a pierdut în această ediție de Liga Campionilor vreun punct. A câștigat totul pe linie. Apoi Ferencvaros, care chiar joacă la această oră cu Larvik și se îndreaptă către o victorie. Ferencvaros are 7 puncte, Larvik are 6, Florilu are deocamdată peste HM Baia Mare cu 4 puncte. HM-ul a câștigat, spuneam, cu Flori etapa trecută și a acumulat acum 2 puncte, iar Thüringer, care a venit în această fază a grupelor principale cu un punct, este pe ultima poziție, pentru că în prima etapă Thüringer a pierdut. Primul atac îi aparține HCM-ului cu cea mai bună marcatoare a competiției acolo, având prima atingere, vorba de Alison Pinot. Pinot, care a ajuns la cota 54 de goluri și are un plus de 2 goluri față de Gulden, coordonatoarea de la CSM București, dar care sigur are și un meci în plus, un meci jucat ieri și trebuie amintit acest lucru. CSM București a reușit să câștige meci din faza grupelor principale ieri cu Mutilan. O pasă pe la spate pe care o dă acolo Melinda Geiger spre Alexandra Nascimento, însă minge interceptată. Thüringer e o echipă care trage repede la poartă, așa cum a făcut-o mai devreme aici Iveta Luzumova. Echipă cu variante cam pe fiecare post, dar care nu are nici pe departe valoarea individuală a HM-ului. Alison Pinot la coordonare, Gabi Periano în inter stânga, în inter dreapta este Melinda Geiger, Ježić este pivot, avem în dreapta, pe extrema dreaptă, pe Nascimento, iar în stânga este Valentina Dernic. Se poartă Paula Ungureanu, cea care pe finalul partidei cu Florilu are a avut câteva intervenții esențiale. A făcut schimb de locuri Pino și Bea Periano. Aici Melinda Geiger, care în meciul trecut a avut o prestație foarte bună, a reușit să marcheze numai puțin de 5. Publicul german venit pe această arenă Vidics Burghalle, de 2200 de locuri, probabil toate ocupate. O atmosferă tipic germană, cu încurajări ritmice, ordonate, așa cum este și jocul lui Thüringer sub bagheta lui Herbert Müller. O aruncare aici foarte bine blocată de fetele noastre, aruncarea lui Engel. Eliza Buceschi, care pentru Naționala România a jucat în cea mai mare parte a timpului la Campionatul Mondial pe poziția de coordonatoare, joacă la Thüringer în cea mai mare parte a timpului pe poziția de inter stânga. Paula Ungureanu cu o primă intervenție la această aruncare pe jos printre apărătoarele noastre centrale. Aici o minge pe care însă, din păcate, nu reușim să punem pe tabelă. O primă intervenție a lui Dina Eckerle, este portarul titular al lui Thüringer. Și iată și primul gol al meciului. Un gol care vine de la Katrin Engel. Iată pe Katrin Engel, de acolo din centru, reușind să se desprindă și să marcheze. Katrin Engel, una dintre principalele marcatoarele lui Thüringer în această ediție de Champions League. A ajuns acum la cota 25 de goluri. Trebuie spus că Eliza Buceschi este cea mai bună marcatoare a lui Thüringer în această competiție, cea mai importantă intercluburi. Are 35 de goluri. Jucătoare încă foarte tânără. Aici Pino reușește să marcheze. Pino a fost jucătoarea care în prima repriză a meciului cu Florilu a reușit să ne țină în permanență în apropierea franțuzăcilor. Știm bine, HM-ul a fost condusă, a avut probleme în primele 30 de minute, chiar în primele 40, însă până la urmă a reușit să câștige chiar la 3 goluri. Victorie importantă. În continuare cu Luzumova la coordonare, aceasta este Eliza Buceschi,
Pe pivot este preferat deocamdată Danik Snelder, jucătoare din naționala Olandei, medaliată cu argint, partea numărul 14 acolo. Foarte bine s-au apărat fetele noastre și până la urmă o minge care a fost iată, păstrată în poziția nemțăcilor după un foul comis undeva acolo în 7-8 metri. Apără Paula Ungureanu, însă a fost un fault al lui Pino aici cu Sonia Frai. Neată pe Pino, aruncare de la 7 metri pentru nemțoice. În general, HCM Baia Mare nu începe tocmai grozav partidele. Eliza Buceschi vine să bată față-n-față cu Paula Ungureanu. Și iată pe Eliza Buceschi cu ambiție bine cunoscută, o jucătoare extrem de inteligentă, care a jucat două sezoane în Champions League pentru HCM Baia Mare, sub conducerea tatălui ei, Costică Buceschi, actualul secund al Naționalei României, un an și jumătate, pentru că apoi, știți bine, a venit Tone Tissel pentru partea a doua. A avut prestații excepționale anul trecut în Champions League. Eliza Buceschi a fost aleasă cea mai bună tânără jucătoare a competiției. Pe Periano, pentru Patricia Vizitiu, intrată în locul Melindei Geiger. Acolo este Nascimento, din nou parada lui Eckerle. N-a avut cel mai bun unghi acolo Nascimento. Și iată din nou cât de repede trage Thuringer. Este partea filozofiei de joc, dacă vreți, în ceea ce îl privește pe Herbert Müller. Să tragi repede, să joci faza a doua, să joci contraatac. Aici Pino a avut o bună oportunitate. E un ritm ridicat, Thuringer conduce cu 2-1. Am avut câteva oportunități ratate, însă sigur suntem încă doar la începutul acestui meci. Engel, din nou blocajul nostru, foarte bine au fost acolo Pino și Bea Periano. Patricia Vizitiu, iată, folosită foarte devreme în partidă, în condițiile în care în această ediție de Champions League, componentă și a naționalii la campionatul mondial. Bună pasă din nou Eckerle. În condițiile în care Vizitiu, spuneam, a fost rezerva lui Geiger la mondial și de multe ori a treia variantă pe acel post de interpret, dacă stăm să ne gândim că Brădeanu a fost folosită și ea. Din nou aruncare de la 7 metri pentru Thuringer, a doua în doar câteva minute. Apărare în semicerc a lui Gabe Periano, care oricum s-a agățat și de mâna adversarei. Din nou Eliza Buceschi fără fentă, înscrie fără niciun fel de resentimente. Dacă vreți, Eliza de altfel zâmbește și pare să se simtă în largul ei, în fața fostei sale echipe. Până acum câteva săptămâni, Eliza împărtea vestiarul, tricoul cu 10 jucătoare de la HCM. Periano trage aici, însă Eckerle pare să fie de netrecut, cel puțin pentru aceste prime 7 minute și jumătate. Vine Periano, se înaltă exact pe semicercul punctat, însă aruncarea a fost destul de previzibilă ca traiectorie. Altfel, Gabriela Periano are o aruncare tare, o jucătoare înaltă, însă uneori mi se pare că nu trage cu suficientă încredere. Periano folosită din primul minut aici pe Inter stânga. Lois Abing, în mod normal prima opțiune, este doar pe foaie. Patricia Vizitiu vine și ea și aruncă mult peste poarta. Aurelian Roșca nemulțumit, s-ar putea să-l vedem schimbând repede acolo. Patricia Vizitiu pusă să se apere în poziția 1 la extremă. O minute și jumătate în care HCM Baia Mare nu a marcat decât un singur gol. Repet, starturile de meci n-au fost cele mai bune pentru HCM Baia Mare și nu e vorba doar de acest sezon. Pare să fie cumva o situație recurentă. Eliza Buceschi cu schimbările ei de direcție și cu forța de pătrundere, calități care au făcut-o pe Eliza Buceschi
ceea ce este astăzi. O jucătoare, iată, căutată, apreciată. Ajunge să joace în Bundesliga. Trage și marchează al treilea ei gol din cele patru ale lui Thuringer, Eliza Bucescu. Dacă ne întrebam, dacă ne puneam întrebări cu privire la felul în care va evolua Eliza Bucescu în fața fostei sale echipe, răspunsurile sunt clare, o face fără niciun fel de probleme, o face, din păcate pentru HCM Baia Mare, într-un ritm foarte susținut. Timeout luat de Aurelian Roșca, din păcate nu-l auzim. Aceasta este vocea lui Herbert Müller. Da, un moment aproape amuzant, din care am putea să tragem concluzia că Aurelian Roșca tocmai a învățat limba germană, însă, așa cum vă spuneam, e vocea lui Herbert Müller. Aurelian Roșca, care iată ia repede primul timeout, pentru că echipa a primit 4 goluri. Iată pe Eckerle, foarte importante paradele ei în acest debut de partidă. Eckerle, Dina Eckerle, doar 20 de ani, însă iată prima opțiune în ceea ce îl privește pe Herbert Müller în poartă în acest meci. De foaie, interesant, Thuringer are 3 portari, Iana Croize și Luție Satrapova. A plecat Ježić, iată-o pe Patricia Vizitiu, căzând fără să o deranjeze nimeni acolo. Minge în spate, dată de Beperianu, pentru aceeași Patricia Vizitiu, pleacă de acolo și marchează! Marchează excepțional Alexandra Nascimento, cea care a făcut etapa trecută un meci fantastic. Ce desprindere are Nascimento! A marcat, cred, aici de la aproape 10 metri. Face bătaia departe de semicercul de 9. 7 goluri a marcat în meciul cu Fleury Loire, în condițiile în care i-a intrat în partidă undeva în ultimele 10 minute ale primei reprize. Ada Nechita a fost preferată în primul 7, sigur Ada Nechita, care a avut o prestație nemaipomenită la mondial. Aici Eliza Bucescu trage în blocajul nostru. Am văzut o schimbare acolo în poziția intermediară, cu Luciana Marin apărând lângă Alison Pino. Luciana Marin, care probabil că va avea mai multe dueluri 1-1 cu Eliza Bucescu, pe care o cunoaște sigur foarte bine. Foarte bine iese aici și Ježić, care blochează la 9 metri coordonatoarea lui Thuringer, vorba de aceeași Luzumova. Iată pe Luzumova, lăsând o minge pentru Eliza Bucescu. Pino o întâmpină foarte hotărâtă. O aruncare pe care aici o reține ușor Paula Ungureanu, excepțională, și pasa golului Nascimento. Și iată că timeout-ul luat de Aurelian Roșca are urmări pe tabelă. Nu știu cât din ceea ce a spus el s-a regăsit și pe teren. N-am avut ocazia să-l auzim aici. Un dificil. Un dificil pentru pivotul Snelder, însă oricum cred călcase semicercul. Încă o dată în reluare acel gol al Alexandrei Nascimento. Foarte bine trage pe deasupra capului lui Eckerle. 3-4 atacul nostru. Din nou greșeală, aș spune, a lui a Patricii Vizitiu, care nu pare să aibă cel mai convingător debut de partidă. Nici această pasă n-a ajuns direct în mâinile lui Nascimento. Vine Vizitiu, s-a implicat acolo crearea unui spațiu, golul lui Pino, care marchează din inter dreapta.
Pino a apărut în acea poziție și a reușit să marcheze aproape fără să se desprinde de la sol, aruncând de pe picioare. 4-4, 3 goluri la rând marcate de HM Baia Mare după acel timeout al lui Aurelian Roșca. Minge pe care o agață Alexandru Nascimento. Haide, strigă Alexandra Nascimento, cea care a fost foarte aproape să plece în intersezon de la HCM, până la urmă a fost convinsă să rămână. S-au despărțit cei de la HCM Baia Mare de Gheorghiesca, asta pentru a aminti cel mai important nume. Laura Oltean, de asemenea, a încheiat colaborarea cu vicecampioana României. Aici un gol, aș spune, norocos, pe care puteam să-l preîntâmpinăm. Volbold, Kerstin Volbold, a reușit să marcheze și iată aici, din nou, fază de contraatac. Școală, un gol ușor. Svenja Huber, a reușit să marcheze. Svenja Huber, jucătoare de 30 de ani, n-a fost la campionatul mondial, deși i-a jucat multă vreme națională a Germaniei. Acolo, sigur, pe poziția de inter dreaptă, unde evoluează ea, au fost alte două soluții. Susan Müller și Anne Hübinger, dacă mi-aduc bine aminte. Sigur, Svenja Huber, de amintit, este a doua marcatoare a lui Thüringer în Liga Campionilor. Are 32 de goluri marcate. Cred că ar fi putut fi o opțiune pentru antrenorul Germaniei. Însă au fost preferate Susan Müller și Hübinger. 6-4 pentru Thüringer. No vizitiu. Pasă pentru Nascimento, care n-a avut suficient spațiu acolo. Imediat un pas înapoi făcut de tânăra Eckerle. Reacție care denotă și experiență, chiar dacă e vorba de vârstă fragedă. Multe greșeli pe construcție. Nu știu dacă este ritmul care să ne convine nouă neapărat. Aruncare de la 7 metri aici. Doi arbitri din Polonia. Două doamne. Ioana Bremer și Agnieszka Skowornik. Aruncare de la 7 metri. Lui Sabin direct de pe bancă vine să execute această aruncare. Preferată și în meciul cu Flori Loire. N-a ratat nimic de la această distanță. Au fost însă alte jucătoare care au greșit de la 7 metri. Abing vine aici și ne aduce la un singur pas în spatele lui Thüringer, exact când bifăm jumătatea primei reprize. Eliza Bucescu, întâmpinată dur de Ježić. O ținere a lui Bebe Perianu, adevăr, scăpat ieftin după acest contact. Publicul german accelerează, încercând să dea acest imbold și echipei favorite. Apără pentru moment. Am avut impresia că mingea va fi deviată în afară de Paula Ungureanu, care a fost acolo pe traiectorie. Din nou, în zona centrală, insistă Thüringer pe această zonă. În mod normal, acolo HCM ar trebui să fie foarte tare, cu Pino, cu Beperianu, chiar și cu Luciana Marin. Interesant, deocamdată Gabi Switch păstrată pe bancă. Nu e chiar șaptele standard al HCM-ului, dacă să ne gândim și la Patricia Vizitiu. Se înalță acolo Alison Pino, de pe două picioare a făcut bătaia. S-a tras mult pe lângă. Din nou șansă pentru Thüringer să revină la o distanță de 3 goluri după ce a condus și cu 4-1. A pierdut această acțiune de atac. Pino foarte bine, o vede pe Elisei, e gol! Valentina Ardean Elisei, cea mai bună extremă stânga de la campionatul mondial recent încheiat, iată aici, așteptând până în ultimul moment. Având ultimă șfișcuire din încheietura mâinii drepte. Excepțională jucătoare, detentă fantastică, cu viteză bună și cu
o etică în ceea ce înseamnă antrenamentele, pe care rar o puteți întâlni. Mulți antrenori vorbesc despre acest lucru când vine vorba de Valentina Ardean Elisei. Alice, cum o alintă cele mai multe colegi. Pasă bună dată acolo de Luciana Marin, foarte repede a curs acțiunea noastră cu angajarea Catarinei Ježici. Iată-o pe croată, reușind să marcheze. Foarte bine a intrat acolo Luciana Marin în zona centrală, a tras pe a două jucătoare și a pasat omului de pe semicerc. 7-7, puteau să se ducă la 3 goluri ele, venim noi la egalitate. Eliza Buceschi, deocamdată Crina Pintea n-a fost folosită pe poziția de pivot. Crina Pintea și ea aleasă să participe la campionatul mondial pentru naționala noastră. Aici Herbert Müller cere și el timeout. Achtet bitte immer drauf, wo die Ježić sich absetzt. Es muss eine bei der Ježić sein. Wenn sie nur einen Schritt raus machen, in die Lücke geht sie rein und die Absprache muss klar sein. Auch bei Pinot habt ihr gerade den Doppelblock gemacht. Nein, eine am Kreis, eine geht raus ins Foul. Das war nur super, dass der Pfosten getroffen hat. Wir müssen entschlossener in der zweiten Welle zum Tor gehen. Wir gehen nicht ins 1 gegen 1 und nehmen nicht die Würfe. Das schnelle Spiel muss noch mehr sein. Habt den Mut auch weiter zu werfen. Jetzt nicht nachlassen, David. Komm, acesta este stilul lui Herbert Müller, un tip care vrea să se facă înțeles, care vorbește, nu prea folosește acel clipboard să deseneze scheme, deranjat probabil de angajarea lui Ježić, a atras atenția asupra ei. Nu sunt un vorbitor de limbă germană, dar înțeleg câteva lucruri. Important, probabil, pentru Herbert Müller să aibă mai multă atenție blocul central la Pinot și sigur că în această zonă au fost sfaturile unui antrenor de 53 de ani. Un om care a antrenat rulmentul Brașov o perioadă destul de bună, între 2008 și 2010. A plecat când problemele financiare au dus până la urmă la un exod masiv de acolo, de la rulmentul, echipă tare a acelei decade. Herbert Müller, care e docent în matematică, un tip cu studii, un tip extrem de articulat, vorbește foarte bine limba română și e un personaj foarte deschis. Am avut ocazia să discutăm cu el la microfonul Dolce Sport atunci când, repet, HM Baia Mare a jucat în sezonul 2013-2014 cu Thuringer. A câștigat meciul de acasă la diferență mică, l-a pierdut pe cel de la Thuringer la diferență mare. A fost 36-29 pentru Thuringer pe acest teren. HCM-ul l-a câștigat 20-19. Până la urmă, Thuringer a mers mai departe în acea fază a grupelor. Un an mai târziu, HCM-ul a făcut pasul în sferturile de finală. Anul acesta și-ar dori să facă cel puțin același lucru. Are nevoie însă HCM-ul de victorie aici la Thuringer pentru ca șansele să crească. O pasă dată de Nascimento pentru deplasarea cam lentă, ai spune, a lui Ježić, dar nici pasa, să o recunoaștem, a fost chiar de 5 stele. Altfel, Nascimento, repet, a avut un rol extrem de important în partida de acum o săptămână jucată în sala sporturilor la Scărpană, când a reușit să marcheze numai puțin de 7 goluri. A fost a doua marcatoare după Alison Pinot. Eliza Buceschi trecută în centru în locul lui Zumovei, pe inter stânga a apărut pentru moment, dar au făcut schimb de locuri Bete Chef Next. Pinot accelerează, câștigă cât de mult teren poate, însă s-au repliat repede jucătoarele lui Thuringer. Am văzut-o pe Bea Pelianu, luată om la om, însă a ieșit imediat la schimbare. Luciana Marin face deocamdată doar faza defensivă, a prins-o acel moment de faza a doua, când i-a pasat lui Ježić. A fost o pasă bună, venită din interdreapta, de acolo a plecat Luciana Marin. Acolo acum este Patricia Vizitiu. Abing, nu Vizitiu. Vizitiu vine și trage direct în bară. Abing urmărește și marchează.
al doilea ei gol după acea reușită de la 7 metri. Și HCM Baia Mare trece pentru prima dată la conducere. Iată, 8-7 după ce Thuringer a condus cu 7-5. A condus chiar și cu 4-1. Cam 9 minute până la finalul acestei prime reprize. Încetul cu încetul, rotițele HCM-ului s-au pus în mișcare. Au jucat două meciuri în acest an 2016, jucătoare lui Aurelian Roșca. Minge care ajunge pe tabelă după o repunere rapidă care ne-a surprins. Am văzut acolo pe Melkeș Melzer și a pivot. Trei variante are Herbert Müller pe acea poziție și sunt trei variante bune. Crina Pintea, Mikey Schmelzer și Danix Snelder. El are probleme în general pe poziția de extremă dreapta, acolo unde folosește o franțuzoică, Audrey Deroin. E accidentat Jakubisova. Accidentată și Van de Vil. Sigur, nu sunt nume care să vă spună neapărat lucruri extraordinare, sunt jucătoare consacrate. Aici golul lui Abin, care trage foarte repede. E important această modificare. Mai bine a jucat Abin în atac decât a făcut-o Gabriela Perianu, care acum este folosită în defensivă. Lucru pe care l-am văzut, de altfel, pe parcursul acestei ediții de Champions League. M-a mirat într-un fel faptul că am început cu Bebe Perianu în atac, în condițiile în care Bebe și la Mondial a fost folosit în defensivă. Oricum, greu să prindă minute în teren acolo unde este Cristina Neagu, în mod obișnuit. Liza Buceschi, întâmpinată de două straniere de la HCM Baia Mare, de Pino și de Alexandra Nascimento. Apărarea HM-ului în note mai bune în ultima vreme. Aici Paula Ungureanu caută o soluție, însă până la urmă preferă pasa sigură până la Pino. Pino, Nascimento surprins acolo în poziție de inter dreapta, vizitiu plecat în extrema dreaptă. Probabil că vom mai face câteva schimbări apărarea ta. Ježić pare să nu aibă concurență pe acest post, acolo ar mai fi Timea Tătar. Ježić însă a câștigat acest duel. Chiar dacă la începutul sezonului în campionat cele două își împărteau timpul aproape în mod egal și Timea Tătar chiar a avut partide bune în care a scris 5-6 goluri, până la urmă în Liga Campionilor Timea n-a bifat decât foarte puține minute, vreo 3 sau 4. Altfel, cu Timea Tătar într-o formă bună, HCM Baia Mare se califica pentru prima dată în Liga Campionilor și Timea a avut un rol extrem de important în acel turneu de calificare pentru Liga Campionilor. Abing se înalță aici și trage peste zid, însă în amenințare de joc pasiv fiind iată, primim aici un gol rapid, pasă bună până la Huber, care a plecat excelent. Huber poate fi folosită și pe extrema dreaptă și spuneam, având în vedere aceste probleme, Huber este în permanență acolo. 9-9, însă e bine că acum Thuringer este echipa nevoită să vină din spate. Schema indicată de Alison Pino. Nu, pentru plecarea în circulație lui Nascimento a venit Melinda Geiger, parcă a venit direct de pe bancă, oarecum surprinzătoare apariția Melindei, care din poziție destul de bun a ratat. Așa cum a și început meciul. Iată un prim plan pe Luzumova, 4 aruncări pentru Luzumova, niciun gol. Cea mai bună marcatoare a lui Thuringer este Liza Buceschi, care are 3 goluri din 5 aruncări, 2 adevărat de la 7 metri. Iată-o pe Alison Pino. Înaintea acestei partide spuneam că avea 54 de goluri în Liga Campionilor. Goalgetter,
2 în plus față de Gulden, jucătoarea CSM-ului, alte 11 față de Barbosa, jucătoarea lui Florilare. Și pe aia din perioada când evolua în România. Pino dezvoltă repede această fază a doua pentru noi. Pasa dată, aș spune, din fault de Beperian pentru Alexandru Nascimento. N-a mai avut suficient bătărie și intrăm în pozițional. Pino, două goluri până acum. Adevărat, a și aruncat câteva pe lângă. Pino trage și din nou apără. Absolut fantastic această Dina Eckerle. Are procentaj probabil spre 45-50%. HM Baia Mare are o eficacitate de 43% a aruncărilor. Asta înseamnă că portarul lor este probabil undeva la 50%, așa cum spuneam. Sigur că pot fi și minci pe lângă poartă aruncate. Atacul lui Thuringer, care are om în plus pentru prima dată în această partidă. Am avut și o eliminare predictată pentru noi. Scoasă din teren Alison Pino. Liza Buceschi în inter dreapta. Aici, încercând o depășire, 9 metri și ar fi dorit mai mult. Atacul lui Thuringer, din nou spațiu cam mare lăsat pe zona centrală, un gol pe care marchează Kerstin Volbold. Iată pe Volbold, reușind să se desprindă foarte bine. 32 de ani, este una dintre cele mai experimentate jucătoare dintr-o echipă cu multe handbaliste sub 25-24 de ani. Luciana Marin folosită pe faza de atac, în condițiile în care, sigur că Luciana aici încearcă să o angajeze pe Lisei. Tocmai pentru a nu mai pierde timpul cu acele schimbări atac-apărare, a fost păstrată Luciana Marin, însă iată că tot nu avem timp să ne repliem în defensivă și mai vine un gol, 11-9, superioritate numerică fructificată până acum, excelent de Turingă. Luciana Marin preferată la coordonare, este postul ei de fapt, dar pe care foarte rar a avut ocazia să joace în ultima vreme. Luciana Marin, care a trecut prin multe operații, le pierduse șirul la ambii genunchi. Probleme cu ligamentele. O lovitură pe care o încasează aici capitanul naționale și capitanul HCM-ului, Valentin Ardean Elisei. Alice nu este genul de jucătoare care să exagereze intervenții. Iată ce cot primește în plină figură. Să sperăm că e bine Valentina. Publicul german fluieră, însă este mai degrabă o reacție neadecvată. Alice se va declara mulțumită dacă a scăpat doar cu atât. Două luptătoare va rămâne pe teren. Atacul nostru deocamdată cu 5 jucătoare de atac. A venit și Ježić. N-am mai așteptat-o însă pe Ježić și cred că aici a fost o greșeală, pentru că nu ne-am folosit de acest om pe care l-am avut pe margine. Aruncare direct în bară de la distanță mare, nu intrase încă în amenințare de joc pasiv. În fine, în zona centrală cu Perianu, Luciana Marin și Ježić. Atacul lui Thuringer, Eliza Buceschi preferat aici în inter dreapta. S-au închis bine, însă
fostele ei colege. N-am văzut încă pe Crina Pintea. Paula Ungureanu, câteva intervenții, n-au fost încă de calitatea celor lui Eckerle, însă Paula are această calitate fantastică de a interveni atunci când ai mai mare nevoie. Eliza Bucescu cu al treilea gol de la 7 metri, al patrulea per total pentru ea. Deja publicul i-a învățat numele. Announcerul arenei a spus Eliza, publicul a spus Bucescu, pătrund de acolo Melinda Geiger și marchează. Un gol care să ne dea un pic de încredere, pentru că jocul nostru la acest capitol al încrederii aș spune că a suferit. Sunt cam multe intervenții foarte bune, foarte repede ale lui Eckerle și cumva handbalistele lui Aurelian Roșca s-au desumflat. 12-10 a fost, dacă nu mă înșel, și scorul la pauză înregistrat la meciul de ieri dintre Midtjylland și CSM, mai degrabă între CSM și Midtjylland, cu echipa daneză la conducere. Eliza Bucescu aruncând aici în ultimul moment al reprizei. 12-10 pentru Thuringer. Mai are mult de muncit HM Baia Mare dacă vrea să plece cu punct sau puncte din Germania. Ar fi extrem de important să vedem așa ceva la sfârșitul reprizei secunde. Pauză, revenim. Ar veni cu imagini din Wilhelmsburg Halle, acolo unde Thuringer o conduce pe HM Baia Mare în cel de-al doilea meci al grupei principale cu 12-10. O coincidență pe care o remarcăm și la finalul reprizei. 12-10 a fost și scorul în favoarea lui Midtjylland ieri cu CSM București. Până la urmă CSM-ul a reușit să câștige. Sigur, vorbim despre alte formații, însă ar fi important aici pentru HM Baia Mare să înceapă repede, foarte bine, partea a doua și eventual să treacă la conducere. A fost un moment bun pentru HM când a reușit să treacă chiar în fază, a condus cu 9-8, însă apoi a venit și o eliminare a lui Pinoșii, lucrurile au ajuns în acest stadiu. Prim atac care aparține lui Thuringer. Cea mai bună marcatoare pentru HM a fost în prima repriză Abing, aici un gol, încă unul al Elizei Bucescu. Eliza care este cea mai bună marcatoare de pe suprafața de joc. A ajuns la cota 5 goluri marcate din 7 aruncări. 13-10 pentru Thuringer, echipă care în această grupă principală cu un singur punct, un egal pe care l-a scos cu Fleury Loiret în faza grupelor preliminarii. Etapa trecută Larvik a învins-o pe Thuringer cu 28-19. Spuneam HM a învins-o pe Fleury cu 31-28, iar Rostov Don a trecut de Ferencváros cu 23-21. Aici un gol pe care îl primim repede, ușor, și e așteptată reacția HM-ului. Abing trecut în centru pentru moment, Pinon interstânga, pleacă în circulație acolo Valentin Ardean Elisei. Abing, încercăm să grăbim un pic, să jucăm mai combinativ, pătrunderea lui Abing. Nu mi s-a părut hotărâtă să tragă la poartă, a găsit un culoar neașteptat de larg, însă a ales cea mai puțin inspirată soluție. Tras pe colțul scurt, jos, și iată aici pe Eliza Bucescu cu o pasă extraordinară, din piruetă, pe la spate, pentru Frey. Și extrema stânga lui Thuringer, priviți-o pe Eliza Bucescu, care volebalează, care trimite, cer scuze, această pasă. Veți vedea, aproape voleibalată. O minge care ajunge la ea cu o singură mână. Iată,
o prinde cu o singură mână și pasează mai departe. Am văzut-o pe Eliza Buceschi dând astfel de pase și când juca pentru HCM Baia Mare. Din păcate, ea nu mai evoluează pentru HCM. Ar fi fost o soluție bună oricând, atât pe interstânga, cât și la coordonare. Nascimento. Până acum, niciun moment pe teren Ada Nechita, în extrema dreaptă. Nascimento reușește să marcheze acolo, deși absolut toate coechipierele Alexandru Nascimento erau într-o poziție statică. Ea alege această soluție. Reacție târzie și din partea apărării centrale a lui Thuringer. Important gol în condițiile în care Thuringer tocmai se desprinsese la 4 lungimi. A fost forțare acolo. Cât pe ce și cred că de fapt asta a și fost decizia. Nu, avem atacul. Cât pe ce era ca Pino acolo să comită pași la repunere. Pino, Abing, Melinda Geiger, aceasta este linia noastră de 9 metri. Nici Pino nu este în cea mai bună formă, însă vine Geiger și perforează încă o dată. A electrocutat-o pe Dina Eckerle, care a făcut o primă jumătate absolut fabuloasă. Intercepție reușită de Alexandru Nascimento, pasă pe contra-atac, riscantă pentru Valentina Ardean-Elisei, care a fost trasă acolo. Și până la urmă, faultul comis de Ježić. 14-12, ce bine ar fi fost dacă reușeam să marcăm aici, să venim la o singură lungime după ce Thuringer se desprinsese la 4 goluri. Publicul lui Thuringer, un public care vine meci de meci, umple sala, indiferent că e vorba de partide de Liga Campionilor sau de cele din campionat. Spun asta pentru că am văzut pe site-ul oficial al Ligii Germania, Bundesliga, o statistică cu privire la asistența la astfel de partide. Thuringer, una dintre echipele iubite acolo, în Germania, echipă care în momentul de față se află pe locul 2 în campionat, e campioana Germaniei, sare un meci mai puțin față de Leipzig și sigur dacă și-ar câștiga partida restantă ar fi la egalitate cu Leipzig. Aruncă acolo Eliza Buceschi, însă nu mai păcălește de data asta pe Paula Ungureanu. Paula cu o foarte importantă intervenție aici, la 14-12 pentru Thuringer. Nascimento pentru Pino. Luciana Marin păstrată în atac. Poziție care să-i convină, a spus în mai multe rânduri. Chiar dacă a fost folosită și la campionatul mondial din 2013, chiar dacă a fost folosită și la echipa de club în trecut, nu prea vrea să joace acolo. Pino, departe de ritmul ei obișnuit, aici însă vine bine Valentina Ardean-Elisei, agață mingea și o trimite Paulei Ungureanu. Geiger, mingea parcă n-a avut suficient clister. Mi-a scăpat acolo și iată ce se întâmplă, primim repede încă un gol de la aceeași Frey, Sonia Frey, și o jucătoare tânără din naționala Austriei și nu e singura. 22 de ani are Sonia Frey, avea doar 10 goluri marcate în Liga Campionilor până acum, a marcat deja 2 în această partidă. A intrat Timea Tătar, e aproape o premieră, aș putea spune, Timea Tătar în Liga Campionilor în acest sezon. În locul lui Ježić, care a greșit pe acea fază de contraatac, comis în fault, vă aduceți aminte. Iată pe Timea, a reușit să creeze acolo un culoar pentru această pătrundere a lui Luisa Bing. Jucătoare medaliată cu argint la recent încheiatul campionat mondial. Abing a fost a doua marcatoare a Olandei, aici însă noi mai primim un gol de la Luzumova. Iveta Luzumova. Primul gol marcat de ea în această partidă. Luzumova, altfel a treia marcatoare din Liga Campionilor pentru echipa lui Herbert Müller.
acum cu 27 de reușite per total. Jumătate, chiar mai puțin de jumătate din câte am scris Pino. Pino însă abia aici reușește, iată, să scoată ceva important pentru HCM. Scoate aruncare de la 7 metri. Pino cu doar 2 goluri din 8 aruncări. Aceasta este Iana Croize. 7 ani în naționala Germaniei, această Iana Croize, jucătoare înaltă, 1,85 m, 28 de ani. N-a mai fost folosită din 2014. Aruncă și marchează Nascimento. Interesant, am folosit-o pe Alexandra Nascimento. Ieri au schimbat portarul la 7 metri, noi am schimbat aruncătoarea, preferând-o pe Nascimento lui Luisa Bing, din care a transformat precedentele aruncări de la această distanță. Suntem la două lungimi în continuare, au trecut deocamdată doar 8 minute din repriza secundă. Însă sunt momente periculoase, spune, pentru HCM. Și iată, primim încă un gol. A fost scoasă și Paula Ungureanu, în locul ei a intrat Ionica Munteanu. Sonia Frai face cel mai bun meci de până acum din Liga Campionilor și este la al treilea gol marcat. Din nou o neînțelegere aici la construcție. Iată, pe cele patru jucătoare parcă s-ar fi plimbat pe un peron. Au trecut una pe lângă cealaltă, discutând așa foarte relaxat, deși situația de pe tabelă nu ne-ar duce într-o astfel de zonă. Să n-ar trebui. Linda Gaică, Abing, o pasă bună pentru Timea Tătar și marchează Timea. Mă bucur mult pentru golul scris de Timea Tătar, care cred că e o jucătoare totuși de bună calitate. Din motive care îmi scapă, n-a fost folosită aproape deloc în sub conducerea lui Tone Tissel și nici sub cea lui Aurelian Roșca. Timea Tătar, iată, reușim să marcheze repede un gol. Ježić până acum n-a marcat niciunul și a stat aproape 35 de minute pe parchet. 17-15 pentru Thuringer. Abing, Elinda Geiger și Pinoz, jucătoare din linia de 9 metri, o linie de 9 metri care nu prea a funcționat astăzi. Vine Geiger și aproape că a trimis parcă mingea prin portar. Excepțional de tare trage Melinda Geiger din poziții de multe ori dezechilibrate. Apără și Ionica Munteanu și avem șansa să declanșăm faza a doua aici. Iată pe Pino. Ne așezăm în pozițional. Avem șansa să venim la 17-17. Pino n-a făcut cel mai bun meci de până acum. Poți să-i trece însă cu vederea absolut orice eroare, având în vedere ce partide a făcut ea de-a lungul sezonului. Nu doar în Liga Campionilor, dar și în campionat. Campionat acolo unde HCM-ul are 6 puncte de recuperat față de CSM București și un meci sigur mai puțin. Geiger! Cred că e de 2 minute această intervenție. Hai să vedem ce spun arbitrii din Polonia. Da, 2 minute. 2 minute pentru Frai, cu atât mai bine pentru noi, în condițiile în care Sonia Frai a reușit să marcheze de 2 ori în această repriză, 3 în total. Prima noastră superioritate, exact atunci când HM-ul are de recuperat un gol. Nici că se putea mai bine. Abing, Pino, vine Geiger, foarte bună succesiva, spațiu mare și gol pentru Nascimento. Dar și pentru HCM, 17-17. În repriza întâi, egalitatea a venit undeva prin minutul 14-15, acum ceva mai devreme, după ce Thuringer se desprinsese la 4-1. Aici, în repriza a doua, Thuringer a avut 14-10 chiar. Zumova
Deocamdată ne mișcăm destul de bine peste Nicerc. Luciana Marini face semn acolo lui Nascimento să se ducă mai mult în dreapta ei și să acopere acea zonă. Cât pe ce era să fie păcălită Ionica Munteanu. Bine, însă a închis poarta și acum Nascimento o pasă până la Pino, care ezită să mai tragă la poartă. Luciana Marini a cerut repede pasă, e dezamăgită, face un semn care trădează nemulțumirea față de faptul că Pinon nu i-a dat mingea. Și sigur că imediat Luciana a fost chemată la schimbarea obișnuită apărarea atac. Altfel, Luciana ar fi avut ocazia probabil să tragă sau să dea pasă. Însă Pinon, care poate că știe să-și apere poziția de titular, nu că ar avea nevoie în aceste condiții, a întârziat, a așezat echipa în pozițional și sigur că a revenit Abing pe teren. Concurența există în orice moment. Și aici o aruncare a Elizei Buceschi în bară. Din nou pe același culoar a încercat pătrunderea Eliza Buceschi, cu 5 goluri marcate. Este cea mai bună marcatoare de până acum de pe teren. Abing are 4, e adevărat, însă că 3 dintre ele sunt de la 7 metri. Luis Abing pentru Melinda Geiger. Pino, trage Pino. Din nou, n-a fost cel mai bun moment din care, pe care l-a ales să atace poarta lui Eckerle. Un timeout pe care îl ia Herbert Müller. Cred că ia bine acest timeout pentru că echipa sa a fost egalată și de minute bune are dificultăți în a reuși să înscrie. Und er treibt die zweite Welle. Wir probieren sie parallel erstmal über die linke Seite zu treiben. Die Kerstin geht ins 1 gegen 1, probieren das 1 gegen 1 zu gewinnen und dann nach rechts abräumen. Mutig zwischen 1 und 2, ich brauche mal wieder einen Wurf. Achtet, vermeidet den Innenblock. Der Innenblock steht super von Ihnen. Schaut nochmal auf die Dalik, aber macht auch Druck. Wir spielen jetzt gut über die Außenpositionen. Wartet lang wie die Sonne und dann die lange Ecke flach. Den ganzen Runde nicht gewesen, aber das war gut, dass die Aktion genommen hat. Jetzt müssen wir nachhängen, jetzt ist der Moment. Kommt aus! Nicio discuție de la timeout-ul româncilor nu s-a auzit până acum. Chiar și atunci când timeout-ul a fost solicitat de Aurelian Roșca, tot pe Herbert Müller l-am auzit. Herbert Müller, care ține exclusiv în limba germană aceste timeout-uri, în condițiile în care sunt și jucătoare venite din afara Germaniei. Sigur că sunt austriece și nemțoaice în marea lor majoritate, însă Eliza Buceschi, Crina Pintea, sigur nefolosită, jucătoare din Olanda, cum este Dani Snelder, sau Luzumova din Cehia, însă sigur Luzumova a venit aici încă din 2013, probabil că a învățat deja limba. Sunt convins că Eliza Buceschi are deja noțiuni de bază importante, jucătoare inteligentă, care vorbește foarte bine și engleză. Iată aici pe Nascimento, moment bun pentru HCM. După timeout-ul lui Herbert Müller, din nou HCM-ul joacă foarte bine, așa s-a întâmplat și în prima repriză când Aurelian Roșca a cerut timeout. HCM-ul a reușit să marcheze chiar de 3 ori fără să primească. 18 la 17. HCM-ul dă impresia că încetul cu încetul e capabilă să preia frâiele aceste partide, însă până acum n-a izbutit să se desprindă la mai mult de un gol. Dünninger trece însă prin momente de secetă, de imaginație. Și exact cum spuneam, asta vine o combinație interesantă. O pasă sărită tocmai din Inter dreapta în extrema stângă și de acolo minge la intermediar care a pătruns. Cred că l-am auzit pe Herbert Müller spunând să vină pătrunderea între 1 și 2. Și exact aici vine această pătrundere. Repet, noțiunile de germană nu sunt chiar cele mai bune, însă așa mi s-a părut că l-am auzit.
spunând. Iată-o pe Melinda Geiger, reușind să marcheze cumva, doar ea știe cum. Dar marchează un gol important din nou Melinda Geiger, care devine principala noastră marcatoare. Gol marcat însă repede și de Thuringer prin Luzumova, care pare să se fi trezit și ea. Geiger și Nascimento împreună au marcat 10 goluri din cele 19 pe care le are HM-ul pe tabelă. Abing aruncarea lui Pino, mingea ricoșează la Nascimento. Are un limbaj al corpului de dezamăgire. N-aș spune chiar de abandon Pino, pentru că e jucătoare de mare clasă, însă nu pare foarte convinsă că știe ce trebuie să facă în această partidă. Ne sperăm că Pino își va arăta clasa exact atunci când avem mai mare nevoie. Pino pentru Geiger! Scoate doar aruncare de la 9 metri și cred un cartonaș galben. Melinda Geiger pare să fie jucătoarea extremelor, în sensul în care fie joacă excepțional, fie e la cote foarte joase. Din fericire pentru noi, Geiger astăzi joacă foarte bine. Aici Valentina Ardean Elisei scoate aruncare de la 7 metri pentru apărare în semicerc. Vine Nascimento față în față cu Ecker, le trage fără fentă. E gol de 20-19, foarte important că HM Baia Mare, după ce este egalată, deja în 3 rânduri consecutiv, revine la conducere. Asta este un semnal puternic de încredere pe care îl dai adversarului. Timea Tătar folosit acolo undeva pe poziția 1 să se apere la extrema dreaptă a lui Thuringer. Vorba de Svenja Huber. Huber care a avut un start bun de meci. Sigur, ea a marcat în special pe contraatac. Eliza Buceschi, o minge care ajunge cu șanse după ce a fost deviată, cred, de blocul nostru central. Eliza Buceschi mai marchează odată și își arată calitățile fantastice. 6 goluri pentru Eliza Buceschi. Monica Munteanu a plecat în partea cealaltă, repet, păcălită și de acea deviere. Un meci pe muche de cuțit, se putea altfel. Cred că HM Baia Mare a avut ghinion în mai multe partide din faza grupelor preliminare. Aici din nou Huber pleacă pe contraatac, face bătaia cam departe, însă marchează până la urmă. 21-20 pentru Thuringer, care revine la conducere. Un adevărat montan rus, dacă vreți, al felul în care a evoluat scorul. Când Thuringer sus, când HM Baia Mare. De aceea handbalul, sau și de aceea handbalul, este un sport atât de spectaculos. O minge pentru Timea Tătar, o jucătoare care stă foarte bine pe picioare, foarte puternică. Reușește aici să scoată aruncare de la 9 metri, după ce 3 jucătoare au înconjurat. Iată pe Timea Tătar reușind să creeze acolo un pic de spațiu. Geiger, mișcare multă, bară. Nu urmărim această minge pe care până la urmă o agată Fry. Apără Paula Ungureanu. A fost o foarte bună intervenție a Paulei, dar execuția în special e cea care trebuie criticată. Melinda Geiger faultată. Așa au văzut arbitrii din Polonia. Hai să vedem momentul. O ușoară împingere aici a Melindei, a lui Luisa Bing. Și apoi Fry, care numai Bolten a fost aceasta. Cred că o aștepta pe Paula Ungureanu mult mai aproape de semicerc. Până la urmă, Paula s-a așezat excelent. Iată-o pe Luciana Marin, trimisă în teren la coordonat. Avem nevoie de idei proaspete. Din nou pusă la pământ de această colaborare între Volpold și Danix Nelder, două jucătoare puternice.
Alisson Pino a ajuns la cota 56 de goluri. Geiger pentru Pino. Nascimento. Nici o clipă pe teren a Danechita. Geiger! O pasă direct în naut. Una dintre cele mai bune jucătoare ale noastre astăzi. Iată, greșit și ea într-un moment când Thuringer are posibilitatea să se ducă la două goluri. Cena Marin, un fault bine făcut în fața lui Zumovei, care este trimisă pe bancă. Dacă astăzi HM Baia Mare reușește să câștige, iar mâine Flori Loare nu scoate punct cu Rostov și e foarte posibil să se întâmple acest lucru, HM ar trece pe locul al patrulea, locul care ți asigură, ultimul loc care ți asigură calificarea mai departe. Pasă un pic prea tare, i-au lipsit acolo 2-3 cm lui Nascimento să agate pasa Paului Ungureanu, păcat. Eliza Buceschi, mai departe, se apără bine Timea Tătar, care deviază pasa trimisă de Volvolt pentru Huber. Buceschi în centru, preferată în Inter stânga, acolo Șefnet. Iată la minge. Buceschi, din nou Șefnet, încearcă o pasă pe pivot, ne-am apărat însă foarte bine și iată-l pe Herbert Müller. Herbert Müller, care este ajutat de fratele său, de Helfred. Cei doi sunt nedespărțiți când vine vorba și de echipele. Totdeauna Müller principal. Cena Marin pentru Melinda Geiger. Pasele noastre cam previzibile pe linia de 9 metri, prea puține încrucișări, prea puține moment în care Thuringer este destabilizată în apărare. Luciana Marin a încercat acolo o depășire, a fost faultată. N-au fost foarte multe minute petrecute de Luciana Marin în atac în această ediție. Trage Luciana Marin și marchează! Luciana cred că are un procentaj foarte ridicat al golurilor în condițiile în care când a tras la poartă a reușit să marcheze. Și iată pe Luciana Marin, care e un pic supărată, are o discuție acolo destul de aprinsă cu Valentina Ardeane Lisei. Nu-mi seama despre ce e vorba. Urmărită în special Luciana Marin de regizorul transmisiei, tocmai pentru că a fost o discuție care iată duce pe Luciana aproape la lacrimi. Știa că golul Lucianei Marin a fost validat. Nu cred că a fost un timeout cerut de noi exact în momentul în care Luciana Marin trecea la poartă. Da, în loc să fie 21-21, noi am luat timeout și am pierdut un gol. Să sperăm însă că acest atac se va încheia până la urmă cu modificare de tabel. Lucena Marin pentru Pino, care pătrunde acolo și marchează. Excepțional. Pino marchează dintr-o poziție mult mai dificilă decât altele din care a ratat în această partidă. Din nou boltă peste Paula Ungureanu. De data asta Reșetnikova, și ea o surpriză dacă vreți, în condițiile în care avea doar 4 goluri marcate în toată această ediție de Liga Campionilor. Au fost surprize pe acea poziție de extremă stânga, au fost multe acțiuni duse acolo. Deja 3 goluri marcate de Frai, unul iată marcat de Reșetnikova, total 4. Pino. Cred că a și alunecat, dar a și fost tras.
Alexandra Nascimento trebuie ștersă suprafața de joc. Suntem în amenințare de joc pasiv. Vedeți semnul făcut de arbitrul de, din spatele porții. Linda Geiger e poziția ei de aici. Să vedem dacă va trage direct sau va mai încerca să meargă. Trage Melinda Geiger. Mingea este în out. Avem noroc. Și rămânem pe acest atac. Avem ocazia să ducem din nou un atac întreg. Geiger. Mai sunt 6 minute și jumătate până la final. 22-21. Nu e o poziție comodă pentru HM. Sigur, nu e comodă nici pentru Thuringer neapărat, care și are un singur punct în clasament. Ambele echipe au nevoie de victorie. Pino pasă pentru Ježić! Gol! 22-22. Katarina Ježić reușește aici să fructifice o pasă foarte bună dată de Pino, care s-a uitat în stânga și a dat pasa spre dreapta ei. Mare calitate, multe calități mai degrabă, aș spune, are acest Alison Pinot. Foarte bună marcatoare, desigur știm acest lucru, excelentă pasatoare și o jucătoare în defensivă pe care te poți baza. Aici minge în bară care ricoșează direct la Bebe Perianu. Nascimento are două variante, nu găsește până la urmă nicio pasă. Vine Luciana Marin, gol! Luciana Marin vine hotărâtă și trage, marchează. Trage și echipa după ea. 23-22. Ne apropiem de finalul acestei partide și din nou avem parte de emoții, așa cum s-a întâmplat și în meciul cu Midtjylland al lui CSM, dar așa cum s-a întâmplat în meciurile lui HM cu Rostov Don, atât acasă cât și în deplasare, sau cu Larvik acasă. Meciuri din care HM cred că, și nu exagerez, ar fi putut să obțină măcar două puncte, măcar două rezultate de egalitate. Eliza Bucinski, tocmai Eliza, vine de pe bancă și dă o lovitură importantă. În reluare golul Lucianei Marin. Luciana avea doar 4 goluri marcate în această ediție de Liga Campionilor. Astăzi a marcat de două ori, s-a pus însă un singur gol. Mai trage o dată Luciana Marin, direct în bară. Execuție foarte tare. Se vede parcă și un pic de frustrare în felul în care se manifestă pe teren Luciana Marin. E un pic de răutate de care ai nevoie. Un pic de frustrare că nu a fost folosită atât de mult pe cât și-ar fi dorit o jucătoare cu... calitățile ei. Împinsă aici Luciana. O aruncare a Melindei Geiger, previzibilă, cred că ar fi trebuit să paseze, însă vine extraordinar. Extraordinar a venit Nascimento, se ciocnește culmea de arbitru, prieteni. Ne vine de pe margine, din lateralul terenului, agată această pasă și se ciocnește de arbitru. Asta dată de Eckerle. Exact în arbitrul din Polonia. Mingea trebuie să fie a HM-ului, însă un moment mai rar întâlnit. Și-a cerut scuze acolo Ioana Bremer. Atacul HM-ului la 23-23, excepțională intervenția atletică a Alexandrei Nascimento, trecută și ea bine de 30 de ani, dar care are în continuare calități nemaipomenite. Abing pentru Pino, vine Pino, trage însă, citită extraordinar astăzi Pino de portarul Leckerle. Încă o dată Pino blocată. Poziții din care Pino marca până acum fără probleme, iată, nu aduc nimic pe tabelă pentru noi. Mai sunt 3 minute și câteva secunde din această partidă care poate să însemne foarte mult în felul în care va arăta clasamentul final al acestei grupe 1, în care HM-ul deocamdată este pe locul al 5-lea cu 2 puncte.
apără Paula Ungureanu, mingea ricochează până la Pino. Pino ezită, poate că e mai bine așa, să nu grăbească, să nu riște o pasă pe contraatac. Aici riscă destul de mult Valentina Ardean Elisei cu pasă până la Melinda Geiger. Ne așezăm în pozițional. Avem nevoie mare de gol aici. Herbert Müller pe marginea, apoi un Ioan Boban care vorbește cu Aurelian Roșca. Cei doi se cunosc de foarte multă vreme. O perioadă Aurelian Roșca a fost protejatul lui Ioan Boban și sigur că colaborarea dintre cei doi este una foarte strânsă. Mereu cuvinte frumoase pe care le are Ioan Boban despre Aurelian Roșca, pe care îl vede, repet, ca pe un protejat, ca pe un apropiat, mai mult decât un partener. Pino, Geiger, avem nevoie de gol aici. Abing, pleacă în circulație, Melinda, Geiger. Din nou intră într-o zonă foarte aglomerată, nuată pur și simplu între două, trei adversare. Destul de riscant. Melinda, Pino, Abing, destul de statice, nu și-a făcut pașii de aruncare. Acolo vine Abing! Poate că n-a marcat prea mult din acțiunea astăzi, însă o face acum când avea mai mare nevoie. Să nu primim gol pe faza a doua, ne-am așezat bine. 24-23 pentru HM Baia Mare, din nou spațiu acolo pentru Huber, apără Paula Ungureanu. Ce vă spuneam, Paula poate că nu apără pe tot parcursul meciului, poate că nu scoate mingi în mod constant uneori, însă are aceste intervenții decisive pentru soarta unei partide. Multă lume a văzut-o ca fiind cel mai bun portar al campionatului mondial, recent încheiat, și cred că cei care au gândit așa au avut dreptate. A fost aleasă portărița Olandei. Pino, încă un minut și 20 de secunde până la final, un gol aici, o primă desprindere la două lungimi ar fi probabil decisivă pentru noi. Melinda Geiger în amenințare de joc pasiv, trage Geiger! Gol! Melinda Geiger a făcut un meci nemaipomenit. E al cincilea gol marcat de ea, alături de Nascimento cu 7 și de Abing, care are și ea 5 goluri. E adevărat, Abing doar 2 din acțiune. Jucătoare decisivă. Iată-o pe Melinda Geiger reușind să tragă din zona centrală când eram sub amenințare de joc pasiv. Time-out cerut de Herbert Müller. Va scoate portarul. Urmează meci cu Ferencváros și adevărat pe 5 februarie. Va fi o pauză în Liga Campionilor la fete. Thuringer va juca în deplasare la Rostov Don și e puțin probabil că va reuși să scoată ceva de acolo. Iar Florin Loarei va juca în deplasare în Norvegia, Larvik. Asta înseamnă că pentru Baia Mare este o bună oportunitate aici să urce pe locul 4. Repet, Florin Loarei va juca mâine pe teren propriu cu Rostov Don. Pasă greșită dată acolo. Încă un minut. Dacă nu primim gol pe acest atac al lui Thuringer, meciul este câștigat. Contează și diferența în cazul în care cumva HM Baia Mare va ajunge la aruncarea Lucianei Marin aici cu poarta goală, riscantă. Le mai dăm o șansă nemțoaicilor. Nu cred că trebuia să tragă la poarta acolo Luciana Marin. Nu mai au cum să câștige jucătoarele lui Thuringer decât dacă se întâmplă ceva excepțional. Apără excepțional Paula Ungureanu. Din nou pe final. Bravo, Paula! 2-3 intervenții nemaipomenite. HM Baia Mare reușește, iată, să câștige și în deplasare. A singură victorie obținută de HM Baia Mare în Liga Campionilor în deplasare.
Iată bucuria de pe chipurile acestor fete. O înțeles 25-23. Un timeout pe care l-a luat aici Aurelian Rușca. Și ce are, pleacă extrema, da? Da. De la Intel care pleacă, da? And I will go. Bravo, fetele. Felicitări. Hai de la. Hai. Okay. And I will go. Ha? Yeah. 2-3 și. De unde pleacă prima încrucișare? Pleacă și extrema, probabil de pe partea Valentinei Ardeane Lisei, care i-a spus asta în engleză lui Alison Pino. Iată și pe cei câțiva fani maramureșeni, publicul din Baia Mare, unul nemaipomenit. Toată lumea spune că acolo este publicul reper, dacă vreți, pentru ceea ce înseamnă atmosferă în Liga Campionilor chiar. Ar fi extraordinar dacă am câștigat la 3 goluri, trebuie să tragă la poartă, Abing! Nu mai e timp, nu cred că era cu ochii pe cronometru. 25-23, victorie importantă pentru HM Baia Mare, care acumulează 4 puncte, o egalează pe Florin Loire și având în vedere întâlnirea directă cu Florin Loire de până acum, suntem pe locul al patrulea, ultimul care te duce în faza sferturilor de finală. A plecat cu 0 puncte, exact ca și în ediția trecută HM Baia Mare, în faza grupelor principale. Din nou are 2 victorii din 2 după acest debut în faza grupelor principale. O victorie importantă cu câteva schimbări în ceea ce înseamnă felul în care a arătat HM Baia Mare. N-am văzut, de exemplu, deloc pe Gabi Suci în defensivă, acolo unde era locul. Sigur că au fost și alte câteva mutări, însă important este că HM Baia Mare obține încă 2 puncte și are din ce în ce mai bune șanse să ajungă în sferturi. Eu sunt Costin Cava și vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, urmează emisiunea de analiză cu Dan Udrea, moderator. Pe curând!